Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Prin viața și moartea sa, Domnul a vrut să ne arate milostivirea sa. Ba mai mult, în ultimul timp, a vrut ca lumea să cunoască mai bine milostivirea sa prin revelațiile adresate Sfintei Faustina Kowalska. Tocmai de aceea, în seara aceasta, sub lumina acestor dezvăluiri ale lui Iisus, având-o ca însoțitoare în calea crucii pe Sfânta Faustina, încercăm să cunoaștem adevărata îndurare a lui Dumnezeu. O, Doamne milostiv, învățătorul nostru, dorim să te urmăm cu credință, să te imităm în viața noastră cât mai desăvârșit. Pentru aceasta te rugăm să ne dăruiești prin meditarea pătimirii tale harul de a înțelege mai bine misterele vieții spirituale. O Marie, Maica milostivirii, condu-ne pe calea pătimirii dureroase a Fiului Tău și mijlocește pentru noi harurile de care avem nevoie ca această cale a crucii să fie rodnică. O oferim cu intenția de a coborî har și binecuvântare asupra bisericii noastre locale din Moldova, asupra parohiei noastre, asupra noastră cei prezenți la această cale a crucii și pentru toate intențiile pe care le aducem astăzi aici la biserică. Act de căință. Doamne Dumnezeul meu, mă căiesc din toată inima de toate păcatele mele și le urăsc mai mult decât orice lucru, pentru că prin ele am pierdut harul Tău și împărăția cerului și m-am făcut vrednic de pedeapsa veșnică a iadului, dar mai mult mă căiesc pentru că, păcătuind, te-am mâniat pe tine, Părintele meu, Mântuitorul meu și Dumnezeul meu, atât de mare și atât de bun. Pentru aceasta mă hotărăsc, cu ajutorul harului tău, să nu mai păcătuiesc și să fug de orice prilej de păcat. Hristos e osnădit la moarte, căci oamenii l-au acuzat. Deși Pilat știa prea bine că Domnul e nevinovat. Stațiunea întâia. Iisus este osândit la moarte. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin Sfânta ta cruce ai răsumpărat lumea. Arhierei și tot Sinedriul căutau o mărturie falsă împotriva lui Iisus ca să-l condamne la moarte, dar nu găseau, deși s-au prezentat mulți martori falși. Pilat, care nu înțelege că Iisus e Dumnezeu milostiv, rostește cea mai injustă condamnare din istoria omenirii.
Iisus i-a spus Faustinei, nu te mira că ești uneori bănuită pe nedrept, căci eu am băut primul, din iubire pentru lume, acest pahar al suferințelor nedrepte. Fiica mea, când eram în fața lui Irod, ți-am obținut un har, acela de a putea să te menții deasupra disprețului omenesc și de a merge cu fidelitate pe urmele mele. Sfânta Faustina răspunde, suntem sensibili când auzim un cuvânt și așa sensibili vrem să ripostăm imediat, fără să ne întrebăm dacă este voia lui Dumnezeu pentru noi ca să vorbim. Sufletul tăcut este puternic. Dacă perseverează în tăcere, nu-l va atinge niciun necaz. O, Iisuse milostiv, ajută-mă să accept orice judecată umană și să nu permit ca Tu să fii condamnat la moarte în persoana aproapelui meu. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, stațiunea a doua, Iisus ia crucea pe umeri. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. În strigătele mulțimii care acuza și striga, soldații aduc o cruce grea și aspră pentru a o pune pe umerii răniți ai lui Iisus. Iisus a spus Faustinei, fiica mea, în suferințele tale fizice sau morale, să nu cauți milă din partea făpturilor. Cu cât vei iubi mai mult suferința, cu atât mai pură va fi iubirea ta față de mine. Sfânta Faustina răspunde, Iisuse, îți mulțumesc pentru micile cruci zilnice, pentru piedicile la planurile mele, pentru necazurile vieții în comun, pentru reaua interpretare a intențiilor mele, pentru umilirile la care sunt supusă de alții. O, Iisuse milostiv, învață-mă să apreciez greutățile vieții, boala, orice suferință și să port cu iubire crucea de fiecare zi. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, Iisus, în tâia moară cade, puterile l-au părăsit. Prea mare e povara crucii, dar nu se lasă biruit. Stațiunea a treia, Iisus cade întâia oară sub povara crucii. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Iisus, obosit, bătut, biciuit, cu coroana de spini pe cap, cu crucea grea, obosit, epuizat, cade sub greutatea ei. Ostașii îl împing, îl bat și îl obligă să se ridice, să meargă mai departe. Iisus îi spune Faustinei, greșelile fără de voie ale sufletelor nu opresc iubirea mea pentru ele, nici nu mă împiedică să mă unesc cu ele, însă greșelile, chiar și cele mai mărunte, dar voite, acestea împiedică harurile mele și eu nu pot să răspândesc darurile mele asupra unor astfel de suflete. Sfânta Faustina răspunde, O Iisuse al meu, cum sunt foarte înclinată spre rău, sunt nevoit să veghez în continuu asupra mea, dar nimic nu mă descurajează. Mă încred în harul Tău care abundă chiar și pentru sufletul cel mai neînsemnat.
O Iisuse milostiv, ferește-mă de orice, chiar și de cea mai mică infidelitate, voită în mod conștient. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, stațiunea a patra, Iisus o întâlnește pe Maica Sa îndurerată. Ne închinăm Ție, Hristoase, și Te binecuvântăm, căci prin Sfânta Ta cruce ai răscumpărat lumea. Privirea mamei se întâlnește cu aceea a fiului. Prima dată, privirile lor s-au întâlnit la Betleem. Atunci, ca și acum, privirea Mariei este una mângâietoare. Azi e și o privire încurajatoare ca misiunea începută la Betleem să fie împlinită până la capăt. Iisus îi spune Faustinei, fiica mea, deși toate lucrările care iau naște din voința mea sunt expuse unor mari suferințe, dar nu trebuie să pui prea mult la inimă împotrivirile oamenilor. Sfânta Faustina răspunde, am văzut-o atunci pe Sfânta Fecioară, nespus de frumoasă, care se apropia dinspre altar, spre scaunul meu de rugăciune. M-a strâns la pieptul său și mi-a spus aceste cuvinte. Fii curajoasă, nu te teme de piedicile amăgitoare, dar ațintește privirea asupra pătimirii fiului meu și în felul acesta vei dobândi victoria. O Marie, Maica milostivirii, fii alături de mine pentru totdeauna, mai ales în suferință, așa cum ai fost alături de Fiul Tău în tot timpul pătimirii sale. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, în silă Simona din Cirene îi duce crucea lui Iisus, dar când cunoaște cine e Domnul, devine ucenic Iisus. Stațiunea a cincea, Simon din Cirene îl ajută pe Iisus. Ne închinăm Ție, Hristoase, și Te binecuvântăm, căci prin Sfânta Ta cruce ai răscumpărat lumea. Pe când îl duceau, l-au prins pe un oarecare Simon din Cirene, care venea de la câmp, și i-au pus lui crucea ca să o poarte pentru Iisus. Simon, atingând crucea, simte că îl are pe el, că îl are lângă el pe Dumnezeul iubirii și al milostivirii. Iisus i-a spus Faustinei, eu permit încercările pentru a înmulți meritele. Îl răsplătesc pe om nu pentru rezultatul pozitiv, dar pentru răbdarea și truda suportate pentru mine. Sfânta Faustina răspunde, o Iisuse al meu, Tu nu răsplătești reușita acțiunii, dar voința sinceră și truda depusă. De aceea sunt cu totul liniștită, chiar dacă toate inițiativele și toate strădaniile mele ar fi nimicite sau niciodată realizate. O Iisuse, învățătorul meu, fă ca fiecare gând, fiecare cuvânt și fiecare faptă să fie făcute numai din dragoste pentru Tine. Purifică Tu intențiile mele. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce,
Stațiunea a șasea, Veronica șterge fața lui Iisus. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat. Veronica, cea curajoasă, pătrunde prin mulțime pentru a ușura suferința Domnului. Îi șterge față de praf, sudoare și sânge. Dar Iisus o răsplătește, întipărindu-și chipul pe mahrama ei. Iisus i-a spus Faustinei, să știi că tot binele pe care îl vei face vreunui suflet, eu îl voi primi, ca și cum mi l-ai făcut mie însumi. Sfânta Faustina răspunde, o mare iubire poate transforma lucrurile mici în lucruri mari și numai iubirea dă valoare acțiunilor noastre și cu cât iubirea va deveni mai pură, cu atât va avea mai puțin de consumat focul suferinței în noi, iar suferința va înceta să fie pentru noi suferință. O, Iisuse, învățătorul meu, fă ca ochii mei, mâinile mele, gura mea și inima mea să fie milostive. Schimbă-mă în milostivire. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, din nou Hristos sub cruce cade, deci e atât de copleșe, ne-acea mulțime de păcate, pe care noi ne-am săvârșit. Stațiunea a șaptea, Iisus cade a doua oară. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Urcușul e greu, crucea la pasă, soldații îl grăbesc. Iisus se clatină și cade. Alte răni se deschid, alte lovituri îl chinuie, dar el se ridică pentru a împlini opera de mântuire. Iisus i-a spus Faustinei, cauza căderilor tale este că te bazezi prea mult pe tine însăți și te sprijini prea puțin pe mine. Tu nici măcar nu ești în stare să accepți harurile mele, să vezi iubirea mea cea mare. Sfânta Faustina răspunde, o Iisuse al meu, păstrează-mă lângă tine, vezi cât sunt de slabă, singură nu pot face nici măcar un pas înainte. Deci tu, Iisuse, trebuie să fii în mod constant cu mine, ca o mamă lângă un copil slab, ba încă și mai mult. O, Iisuse, fă ca harul Tău să mă întărească pentru a nu mai cădea în aceleși greșeli, iar dacă voi cădea, ajută-mă să mă ridic și astfel să preamăresc milostivirea Ta. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, stațiunea a opta, Iisus mângâie femeile din Ierusalim care plâng. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Îl urma și o mare mulțime de popor și de femei care își băteau pieptul și îl plângeau. Întorcându-se către ele, Iisus le-a spus, Fiice ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, dar mai degrabă plângeți-vă pe voi și pe copiii voștri. Iisus nu mai are putere, dar are îndurare și iubire pentru cei care suferă lângă El. Iisus i-a spus Faustinei, O, cât de plăcută îmi este credința vie! Eu doresc să fie mai multă credință în voi. Sfânta Faustina răspunde, mă rog ferbinte Domnului să binevoiască să-mi întărească credința,
ca să nu mă călăuzesc în cenușiul vieții zilnice după dispozițiile omenești, dar după chemarea sufletului. O Iisuse milostiv, îți mulțumesc pentru Sfântul Botez și pentru Harul Credinței. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, când penetrată reia moară cadeve, călăitele mă pingă și le bat, și noi ne asemănăm cu dârșii, atunci când pace bună păvăcat. Stațiunea a noua. Iisus cade a treia oară sub greutatea crucii. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Iisus a fost chinuit, dar s-a supus și nu și-a deschis gura, ca un miel dus la înjunghiere și ca o oaie fără glas înaintea celor ce o tund, așa nu și-a deschis gura sa, dar a fost voia Domnului să-L zdrobească prin suferință. Iisus i-a spus Faustinei, să știi că cele mai mari piedici în calea sfințeniei sunt descurajarea și neliniștea neîntemeiată. Nu trebuie să te descurajezi, dar să te străduiești ca în locul amorului tău propriu să poată domni iubirea mea. Ai deci încredere, copila mea, nu trebuie să te descurajezi. Vino să-mi ceri iertare, pentru că eu sunt mereu gata să te iert. Sfânta Faustina răspunde, Iisuse al meu, îmi încep ziua prin luptă și o închei în luptă. Cum am terminat-o cu o greutate, apar alte 10 cu care să lupt, dar nu mă amăresc, fiindcă știu bine că este vremea luptei și nu a păcii. Doamne milostiv, îți ofer ceea ce este numai al meu, adică păcatul și slăbiciunea mea. Te implor, fă ca mizeria mea să dispară în oceanul milostivirii tale. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, stațiunea a 10-a. Iisus este dezbrăcat de hainele sale. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Soldații trag fără milă hainele lipite de trupul Domnului. Cel care a creat toate, acum nu mai are dreptul la propria îmbrăcăminte. Durere, rușine, singurătate, dispreț, părăsire, acestea i-au rămas singurele haine. Iisus îi spune Faustinei, mireasa trebuie să fie asemănătoare mirelui ei. Iar Sfânta Faustina răspunde, am înțeles aceste cuvinte în profunzime. Aici nu există nici umbră de îndoială. Asemănarea mea cu Iisus trebuie să treacă prin suferință și prin umilință. O, Iisuse blând și smerit cu inima, fă inima mea asemenea cu inima ta. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, Hristos e răstignit pe cruce,
și curge sângele curat. El suferă ca să ne spele de răutate și păcat. Stațiunea a 11-a. Iisus este răstignit pe cruce. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Pe vârful calvarului se aud doar insulte, strigăte de groază și lovituri dure de ciocan. I se ia lui Iisus și dreptul de a mângâia și de a binecuvânta cu mâinile sale, care au împărțit atâta milă. Iisus îi spune Faustinei, ucenica mea, să ai o mare iubire față de cei care te fac să suferi, să le faci bine celor care te urăsc. Sfânta Faustina răspunde, o Iisuse al meu, tu știi ce eforturi trebuie să facem pentru a avea relații obișnuite și sincere cu cei care ne-au provocat suferințe. Aș vrea să mă străduiesc și mai mult să te descoper pe tine, Iisuse, în persoanele respective și să fac totul pentru acele persoane. O iubire pură, domnește pe deplin în inima mea și fă-mă să iubesc cu o iubire supranaturală. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce. Stațiunea a 12-a. Iisus moare pe cruce. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Era cam pe la ora a 6-a și s-a făcut întuneric pe tot pământul până la ora a 9-a. Soarele s-a întunecat, Iisus a strigat cu glas puternic, Tată, în mâinile Tale îmi încredințez sufletul meu. Și spunând acestea, și-a dat Duhul. Iisus a spus Faustinei, toate acestea le-am pătimit pentru mântuirea sufletelor. Vezi, fiica mea, ceea ce poți să faci tu pentru salvarea lor. Roagă-te și arată-le oceanul meu de îndurare pentru ele. Sfânta Faustina răspunde, atunci l-am văzut pe Iisus pironit pe cruce. Era atârnat pe cruce de puțin timp, când am văzut o întreagă mulțime de suflete răstignite ca și el. O, Iisuse, Mântuitorul meu, ascunde-mă în adâncul inimii tale, ca întărit de harul tău să devin asemenea cu tine în iubirea crucii și astfel să am parte de bucuria slavei. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce. Când trupul îi da jos de pe cruce, cine brațele Mariei pus, cine ar putea simți mâhnirea cu care le plânge pe Stațiunea 13-a. Iisus este luat jos de pe cruce. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Când centurionul a văzut ceea ce s-a întâmplat, l-a preamărit pe Dumnezeu zicând, cu adevărat omul acesta era drept și toate mulțimile adunate la această priveliște, văzând cele petrecute, se întorceau bătându-și pieptul. Iisus i-a spus Faustinei, sufletul îmi este cel mai drag atunci când crede în bunătatea mea și se încrede total în mine. Îl copleșesc cu încrederea mea și îi dau tot ce cere. Sfânta Faustina răspunde, apelez la milostivirea ta, Dumnezeule, plin de bunăvoință, tu care singur ești bun.
Cu toate că mizeria mea e mare și greșelile mele sunt multe, mă încred în milostivirea ta. O, Iisuse milostiv, mărește în mine zilnic încrederea în milostivirea ta, pentru ca mereu și oriunde să dau mărturie despre bunătatea ta. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, stațiunea 14-a, trupul lui Iisus este înmormântat. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Ei au luat trupul lui Iisus, l-au înfășurat în giulgiuri, l-au uns cu uleiuri aromate, după cum este obiceiul de înmormântare la evrei. În locul unde fusese răstignit Iisus era o grădină, iar în grădină era un mormânt nou. Iisus i-a spus Faustinei, copila mea, tu nu ești încă în patrie, mergi deci întărită de harul meu și luptă pentru împărăția mea în sufletele oamenilor, dar luptă ca un copil regesc și amintește-ți că zilele surghiunului trec repede și cu ele și posibilitatea de a câștiga merite pentru cer. Sfânta Faustina răspunde, mă voi strădui să ajut prin rugăciune și jertfă fiecare din sufletele pe care tu mi le-ai încredințat, Iisuse, pentru ca harul tău să poată acționa în ele. Fă-o, Doamne, milostiv, ca niciun suflet pe care mi l-ai încredințat să nu piară. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce. O, Doamne, noi am fost pricina, așa de mult ai suferit. Are Tu nemarea ține durare, îi arătă tot ce am greșit. Stațiunea 15-a. Iisus învie glorios din morți. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Iisus nu rămâne în întunericul mormântului decât 3 zile. El nu este un Dumnezeu al morților, ci al celor vii. Moartea nu e finalul, ci doar un drum spre înviere. El este primul înviat dintre cei morți, e pârga învierii. Cu El vor învia toți cei care sunt ai Săi. Iisus a spus, în casa Tatălui meu sunt multe locuințe, mă duc să vă pregătesc și vouă una. Nu fiți descurajați ca cei care nu au credință, vă aștept și pe voi în cer. Iar Faustina răspunde, toți creștinii știu că Dumnezeu este milostiv, dar cei mai mulți oameni înțeleg că Dumnezeu este milostiv prin faptul că îi ajută la nevoi, îi scapă de la necaz și îi iartă în această lume de pedepsele pe care le merită pentru păcate. Puțini însă știu să cinstească milostivirea lui Dumnezeu pentru a-L întâlni în veșnicie în cer. O, Iisuse, dă-ne tuturor o permanentă dorință de cer. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce. O Iisuse, singura mea nădejde, îți mulțumesc pentru această carte pe care ai deschis-o în fața ochilor sufletului meu. Această carte este pătimirea ta pe care ai îndurat-o din iubire și milostivire pentru mine. Din această carte am învățat cum să-L iubesc pe Dumnezeu și sufletele. În această carte sunt cuprinse pentru noi comori nesecate. O, Iisuse, cât de puține suflete te înțeleg în martiriul tău de iubire. O, ce mare este focul cele mai pure iubiri
care arde în sfânta ta inimă. Fericit este sufletul care a înțeles iubirea, mila și îndurarea inimii lui Iisus. Iartă-ne, Doamne, iartă-l pe poporul Tău și în veci nu te supăra pe noi. Iartă-ne, Doamne, iartă-l pe poporul Tău și în veci nu te supăra pe noi. Iartă-ne, Doamne, iartă-l pe poporul Tău și în veci nu te supăra pe noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și al Fiului și al Sfântului Duh. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi toți. Îndură-te de mine, Doamne, că sunt în strâmtorare, eliberează-mă și scapă-mă din mâinile dușmanilor mei și de cei care mă persecută.
Lăudați să fie Iisus Hristos! E zi de vineri, din postul mare, și pentru biserica noastră, comunitatea noastră, este și o zi aparte, pentru că azi, într-adevăr, am vrut să facem și penitență, am vrut să facem și rugăciune, am vrut să ne apropiem mai mult de Iisus. Încheiem cu această liturghie, nu numai calea crucii de azi, o calea crucii a milostivirii, dar încheiem și o zi de rugăciune. Am vrea să cerem mai departe ca Dumnezeu să asculte și să împlinească rugăciunile noastre. Și încheiem cu cea mai frumoasă rugăciune, care este liturghia, dar nu înainte de a recunoaște păcatele noastre, greșelile noastre, care de multe ori fac să fie crucea Domnului mult mai grea și apăsătoare. În seara aceasta celebrăm Sfânta Liturghie cu regvem pentru răposații Ștefan, George, Francisc, Verona, Rudolf, Fatma, Tina, Ștefan și Iohan. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Amen. Doamne, nedovorăte de noi. Doamne, nedovorăte de noi. Hristoase, nedovorăte de noi. Hristoase, nedovorăte de noi. Doamne, nedovorăte de noi. Doamne, nedovorăte de noi. Să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, iartă greșelile poporului Tău și, în bunătatea Ta, eliberează-ne de lanțurile păcatului în care ne-am lăsat prinși din slăbiciune. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine și cu Duhul Sfânt, viețuiește și domnește în toți vecii vecilor. Citire din cartea profetului Ieremia. Am auzit calomniile multora, groază de jur împrejur. Învinuiți-l și îl vom învinui. Toți prietenii mei pândesc dacă mă clatin, poate va fi sedus și vom putea să-l biruim și ne vom lua răzbunarea față de el. Domnul este cu mine ca un luptător puternic, de aceea cei care mă urmăresc se vor poticni și nu vor reuși să mă biruie. Se vor rușina foarte mult pentru că nu vor avea succes, iar înjosirea lor nu va fi uitată niciodată. Doamne Sabaot, Tu care îl încerci pe cel drept, care observi rărunchii și inima, fă-mă să văd răzbunarea Ta împotriva lor,
pentru că ție ți-am destăinuit cauza mea. Cântați Domnului, lăudați-L pe Domnul, căci El eliberează sufletul celui nevoiaș din mâna răufăcătorilor. Cuvântul Domnului. În strâmtorarea mea l-am chemat pe Domnul și El mi-a auzit glasul. Te iubesc, Doamne, tăria mea, Doamne, stânca mea, fortăreața mea și eliberatorul meu. În strâmtorarea mea l-am chemat pe Domnul și El mi-a auzit glasul. Dumnezeul meu, stânca mea în care mi-am căutat refugiu, scutul meu, cornul mântuirii mele și scăparea mea. Îl invoc pe Domnul cel vrednic de laudă și sunt eliberat de dușmanii mei. În strâmtorarea mea l-am chemat pe Domnul și El mi-a auzit glasul. M-au împresurat legăturile morții și m-au îngrozit râurile pieirii. M-au înconjurat legăturile locuinței morților și m-au întâmpinat lațurile morții. În strâmtorarea mea l-am chemat pe Domnul și El mi-a auzit glasul. Dar în strâmtorarea mea l-am chemat pe Domnul și am strigat către Dumnezeul meu. Din lăcașul lui El mi-a auzit glasul și strigătul meu a ajuns până la urechea Lui. În strâmtorarea mea l-am chemat pe Domnul și El mi-a auzit glasul. Cuvintele Tale, Doamne, sunt duh și viață. Tu ai cuvintele vieții veșnice. Domnul să fie cu voi. Lectură din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. În acel timp, iudeii au luat iarăși pietre ca să-L bată cu ele. Iisus le-a zis: v-am arătat multe lucruri bune de la Tatăl. Pentru care faptă dintre ele vreți să mă bateți cu pietre? Iudeii au răspuns: nu pentru vreo lucrare bună aruncăm cu pietre în tine, ci pentru blasfemie și pentru că tu, om fiind, te faci Dumnezeu. Iisus le-a zis: oare nu este scris în legea voastră: eu am zis, sunteți Dumnezei? Dacă i-a numit Dumnezei pe cei către care a fost cuvântul lui Dumnezeu, și Scriptura nu poate fi desfințată, aceluia pe care Tatăl a sfințit și a trimis în lume, voi îi spuneți, spui blasfemii, pentru că am zis, sunt Fiul lui Dumnezeu? Dacă nu fac lucrările Tatălui meu, să nu credeți în mine. Dar dacă le fac, chiar dacă nu credeți în mine, credeți în fapte, ca să știți și să recunoașteți că Tatăl este în mine și eu în Tatăl. Ei căutau din nou să-L prindă, dar El a scăpat din mâna lor. El a plecat iarăși dincolo de Iordan, în locul unde botezase mai înainte Ioan, și a rămas acolo. Mulți veneau la El și spuneau: Ioan n-a făcut niciun semn, însă tot ce a spus Ioan despre acesta era adevărat și mulți au crezut în El acolo. Cuvântul Domnului. Iubiți credincioși,
Suntem la penultima noastră întâlnire în care împreună am dorit să îl cunoaștem pe Iisus, să intrăm mai mult în misterele acestui drum al crucii, să vedem mai concret de fapt ce s-a întâmplat acolo, ca să îndepărtăm din mintea noastră o cale a crucii fastuoasă, o cale a crucii din icoane, o cale a crucii pe care ne-am făcut-o noi în mintea noastră după picturi și așa mai departe. Am vrut să intrăm și mai vreau să intrăm puțin în realitatea lucrurilor, în durerea profundă a drumului crucii și a suferințelor Domnului. Dar, din păcate, am mai spus și mai spun, lucrurile de artă sunt frumoase, dar ele, din păcate, denaturează realitatea. Adică, pe o cruce, vedem și noi pusă undeva pe un perete, o cruce aurită, frumoasă, extraordinar, podoabă, nu altceva, dar ascunde, de fapt, sau nu ne lasă să vedem că pe acea cruce a fost suferință, nu podoabă, nu lucrare de artă, nu lucrare de sculptură și așa mai departe. Rămânem însă aceasta la două stațiuni care sunt legate între ele, pentru ca să vorbesc în ultima despre mormântul Domnului. De fapt, am spus la început că cel puțin trei stațiuni, patru, nu mai sunt pe parcurs, adică nu sunt la distanță, nu se desfășoară pe un drum, ci sunt pe același loc, adică pe vârful Calvarului. Și aici mă refer la stațiunea a 10-a, a 11-a, a 12-a și a 13-a, care s-au întâmplat de fapt acolo. Și în seara aceasta mă opresc la stațiunea a 10-a și a 11-a. De ce? Pentru că, într-adevăr, îl vedem pe Iisus, omul fără cel mai elementar drept. Nu mai are dreptul absolut la nimic. El, ca persoană, ca om, i se ia absolut totul. Mai întâi de toate, este scos din oraș afară. Calvarul, atunci, am mai spus, era în afara zidurilor. Adică, orice om pe lumea asta, normal mă refer, în mod normal, are măcar o casă, măcar o piatră, măcar un paț pe care să moară. Nu, el nici măcar în oraș, este scos în afara orașului, să moară fără dreptul de a fi cetățean al orașului. Și este scos, spuneam eu, pe poarta dinspre vest, scos pe muntele acesta. Deci fără dreptul de a fi în oraș. 2. Când se ajunge acolo, imediat este luat și dezbrăcat. A dezbrăca, mi se pare, unul dintre cele mai umilitoare acte pentru un om. Se spune că haina de obicei îl reprezintă pe om. Îți dai seama cine este, sau dacă este îmbrăcat, îți dai seama că tot este un om demn, este un om care are toate facultățile, este un om care este demn de onoare, nu? În schimb, lipsa hainei este pur și simplu pentru cel care nu mai are niciun drept. A sta dezbrăcat în fața mulțimii, mai întâi toate este rușine. Așa suntem noi. În urma păcatului am rămas cu acest sentiment în care nu vrem să arătăm chiar toată goliciunea publicului. 2. I se smulg aceste haine, dar nu așa, hai să dezbrăcăm frumos, așa, hai să înmuiem puțin înainte ca să nu se doară. Dumneavoastră și cei care sunteți medici, am mai spus lucrul acesta, știți că a lua bandajele de pe răni este dureros. Toți am avut probabil această trăire și am avut această durere enormă. Ori imaginați-vă că trupul lui Iisus era totul o rană, de la cel puțin de la biciuire și nu numai, totul era o rană. Și crucea, pur și simplu, probabil a făcut multe răni și multe altele. Se smulg hainele, îi se iau hainele. Mai mult decât atât, haina lui Iisus era dintr-o singură bucată, dintr-un singur fir, așa cum era și haina marelui preot. Tocmai de aceea, această haină nu se poate împărți pe bucăți, ci se trage la sorți, iarăși, a fura oarecum și apoi hai să ne împărțim noi la sorți între noi. Mai departe, Iisus Hristos este pironit pe cruce. Adică, o cruce aspră, deodată ia-l și trântește-l.
ce trântești la pământ? Un animal, dar nici pe acela, mai ales acum cu protecția animalelor, nu mai ai voie nici acest lucru, nu? Dar minte, un trup uman la 33 de ani, pus pe cruce, stai, întins, întinde mâinile, întinde picioarele. Nu știu, era dezumanizant. Mi-e greu să intru în toate aceste gesturi inumane ale acelor oameni. Și toți erau și oameni, nu? Și totdeauna m-am gândit că eu când eram mic la Butea, la noi, era un obicei, acum văd că nu mai este, am fost ieri la o mănântare, nu mai este așa, se băteau cuiele la sicriu în groapă. Nu știu, așa mi-a rămas sinistru acele bătăi de ciocan care loveau sicriu, nu știu, în groapa aceea era o rezonanță, era ceva care mă scotea din toate, mă enerva tare. Bun. Și am vrut să spun că aceste lovituri ale soldaților nu erau într-un sicriu. Sigur, și acolo, oarecum mă gândeam că persoana aceea din acel moment al bătăii cuilor este total izolată de lume, de noi, cei care o vedem, de cei care ne erau dragi și mai departe. Ori în acest caz, a lovi cu cuiul într-o mână și într-un picior, nu știu, nu cape în mintea și în imaginația noastră. Și mai spunea un medic odată, zice, mai trebuie să ținem cont că acele cuie nu erau sterilizate și nici măcar inox. Erau cuie care puteau să producă tetanos și au produs cu siguranță. Mai sunt și alți specialiști care fac cercetări antropologice și anatomice care spun că normal, un om, dacă este străpuns în mijlocul palmei, în momentul în care stă pe greutatea sa, cuiul va străpunge printre degete și nu are putere să țină un organism uman. De aceea, specialiștii spun că străpungerea lui Iisus a fost undeva sub încheietura mâinii, mai jos puțin pentru ca să poată rezista. Ori dumneavoastră, vă rog, puteți face o probă acum, partea aceasta este mai dureroasă decât palma. În palmă eu aș suporta mai mult să apăs sau să aduc să lovesc cu ceva. Ori aici sunt niște nervi care creează dureri și mai mari. Mai departe, această cruce n-a rămas acolo jos. Dacă rămânea jos, bun, stăm într-o greutate ei acolo și nu deranjează cu nimic. Ori este ridicată, și nu frumos așa cred eu, ci înfiptă în pământ. Deci imaginați-vă, mai sunt și niște aceste așezări ale crucii ca să poată sta, nu știu unde au înfipt-o numai decât. Deci, toate acestea, nu vă speriați, eu nu vreau să vă sperii, dar eu vreau să intrați dumneavoastră în profunzime, să nu vedeți numai partea colorată și frumoasă a acestor suferințe. Și e interesant însă, în ultima parte a acestor suferințe ale sale, Iisus, și acesta este un argument frumos, vă rog să rețineți, în ultimele clipe ale unui om care moare, mintea nu mai este foarte clară, mai bâlbuie niște cuvinte, mai bolborosește ceva, dar nu mai are coerență. De obicei. Însă, vă rog să vă uitați la cuvintele spuse de Iisus pe cruce, când nu mai avea absolut nimic. Durerile erau incredibile, ați înțeles, bănuiesc, totul era de acum pierdut, el are cuvinte în care sunt perle, dacă vreți, în sensul bun al cuvântului, sunt niște adevăruri care privesc omenirea. Eu aș putea să spun că aceste cuvinte de pe cruce sunt un testament perfect. De ce? Mai întâi de toate este rugăciune, o legătură cu Tatăl. Tată, în mâinile tale încredințez sufletul meu. 2. Este iertare, își iartă dușmanii. 3. Are grijă de noi și ne-o lasă pe Maria. 4. Este acel cuvânt, s-a împlinit, adică deja bucuria împlinirii. Apoi mai este, mi-e sete, este o realitate obișnuită. Deci, și aș putea continua. Deci, toate aceste cuvinte, toate luate, pentru un muribund, sunt incredibile dacă ar fi fost un om care să își piardă firea. Ori Iisus, pentru că era Dumnezeu, uitați-vă, vă rog, rămâne
de o conștiință perfectă, rămâne cu o clar viziune incredibilă. Numai un Dumnezeu putea să aibă așa. Însă, toate acestea, ce am spus eu în seara aceasta, și aș putea continua, dar nu vreau să mai lungesc, în toate acestea, v-aș ruga să vedeți nu o disperare, nu o tragedie în sensul că n-are nicio perspectivă, un oblon închis, ce-o fi dincolo de aceste suferințe Dumnezeu cu mila. Nu e adevărat, pentru că în oferta generoasă a morții pe cruce, Iisus arată, și asta este esențialul, vreau să termin cu un optimism extraordinar, un optimism al credinței. Se poate vedea și se manifestă măreția iubirii lui Dumnezeu față de orice ființă umană. Dumnezeu demonstrează iubirea sa față de noi, chiar dacă suntem păcătoși. Iisus moare pentru noi. Adică nu sunt suferințe fără rost, nu sunt suferințe fără sens, nu sunt suferințe care se pierd în istoria lumii, sunt suferințe care au rod. Și se mai spune adesea să nu avem disperarea ca cei care nu au credințe, că suferințele noastre se pierd și nimeni nu le ia în seamă. Dacă ele sunt asociate cu crucea Domnului, dacă ele sunt puse lângă crucea lui Iisus prin credință, suferințele noastre, ale mele și ale tale, pot avea roade extraordinare. Și am să închei cu un model de ofertă în acest sens. Până, eu știu, prin anii 60, se putea vedea pe străzile Parisului un om cu bastonul alb. Era un preot. Mergea și vorbea la toată lumea despre minunea pe care a făcut-o Dumnezeu cu el. O să spuneți, ce minune dacă e orb? Da, era în anul 1944, an în care el a fost chemat la un bolnav. A fost chemat de rude, dar acel bolnav nici nu voia să audă de Sfintele Sacramente. Așa era, a fost de necăjit acest părinte, așa a fost el de afectat de acest refuz, încât a mers acasă, s-a dus seara în biserică și a spus: Doamne, vreau să mă asociez suferințelor sale. Ia-mi lumina mea și dă lumină lui. Vreau să știți ce s-a întâmplat? Era beculețul de la tabernacol pe care îl vedea și la un dat a început să se mărească, să se încețoșeze și el încet, încet n-a mai văzut nimic. N-a trecut nici jumătate de oră, vine cineva și îl bate pe umăr: Părinte, veniți. Acel bolnav s-a răzgândit, vrea să se spovedească. Și spune acest părinte și încheie, de fapt era un fel de rezumat al acestei întâmplări pe care o spunea la toată lumea: lumina mea l-a luminat pe el. Eu sufer, dar știu că el nu suferă. Am oferit din mine pentru ca el să aibă viață. Iubiți credincioși, calea crucii, cred că de aceea e bine că revine în fiecare an în mintea noastră, este cel mai frumos schimb pe care Dumnezeu l-a putut face pentru noi. A suferit el ca noi să nu mai suferim o veșnicie. Lăudați să fie Iisus Hristos! Fraților preiubiți, să ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a eliberat de orice păcat prin suferințele și moartea sa. Doamne Iisuse Hristoase, călăuzește poporul tău pe calea pocăinței. Fă ca toți cei botezați să fie una în credință. Salvează pe cei păcătoși și înmoaie inimile împietrite. Dezvăluie-le și celor necredincioși tainele pline de farmec ale vieții creștine. Ușurează durerile celor bolnavi și necazurile celor săraci. Fă ca întreaga noastră parohie să-și reînnoiască viața creștină. Cheamă și pe cei care s-au îndepărtat de tine să cunoască frumusețea iertării tale. Dumnezeule milostiv, Tu privești cu îndurare la toți cei care se întorc la Tine și Te caută.
Fă-ne și pe noi părtași de îndurarea Ta, prin Hristos Domnul nostru. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Dumnezeule milostiv, dă-ne, te rugăm, harul să ne învrednicim a sluji mereu, cum se cuvine la altarul Tău, și luând necontenit parte la Sfânta Jertfă, să ajungem la mântuire. Prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Sus inimile! Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept, de cuviință și mântuitor lucru este să-ți aduce mulțumiri pururea și în tot locul, ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Tu, în marea Ta bunătate, le dăruiești credincioșilor Tăi harul ca în fiecare an, cu suflete curățate de păcați, să aștepte plin de bucurie tainele sfinte ale învierii, pentru ca, stăruind cu mai multă râvnă în rugăciune și arătând mai multă dragoste față de aproapele, prin trăirea de fiecare zi a credinței, care le-a dat o viață nouă, să primească cu prisosință harul pe care Tu îl reverși asupra fiilor Tăi. De aceea, cu îngerii și arhanghelii, cu tronurile și stăpânirile și cu toate corurile oștirii cerești, cântăm imnul măririi Tale, zicând, fără încetare. Sfânt, Sfânt, Sfânt este Dumnezeu, Domnul Sabaot, plin este cerul și pământul, Hosanna, Hosanna, într-o voce de sus, bine este cuvântat Domnul Sabaot, de sfine ține cerere adorat Domnul Sabaot. Într-o voce e de sus. Cu adevărat, Sfânt ești, Doamne, izvorul la toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roua Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi
trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bună voie spre pătimire, a luat pâinea și, mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care, pentru voi și pentru mulți, se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Moartea ta, Doamne, și învierea ta, mărturisim până când vei veni. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face împărtași de trupul și sângele lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu Părintele nostru Papa Francisc, cu Episcopul nostru Petru, cu Episcopul Auxiliar Aurel și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au reposat în milostivirea Ta și primește să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm mai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci i-ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să Te lăudăm și să Te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Și acum toți împreună ne rugăm așa cum ne-a învățat Iisus. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca, ajutați de milostivirea Ta, să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi: pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă. Nu privi la păcatele noastre și la credința bisericii Tale și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuie și domnește în vecii vecilor. Amen. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Și cu Duhul Tău. Să ne oferim un semn de pace. Răvelul lui Dumnezeu are ei asupra ta,
Iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu.
asupra voastră jugul meu și de la mine voi să vă învățați că inima mie blândă și smerită vă dau exemplu ca să mă urmați. Sunete mai tăi, ai tăi discipoli, Doamne, pe-i urma ta, vreme zilenic să pășim, tu să ne faci asemenea cu tine, plânși smerviți din inimă să fii. Să facem în lume să fie
Să ne rugăm. Taina pe care am primit-o, Doamne, să ne ocrotească neîncetat și să îndepărteze de la noi orice primejdie. Prin Hristos Domnul nostru. Îngerul Domnului a vestit Mariei. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Iată roaba Domnului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, să revergi harul Tău supra sufletelor noastre, pentru ca noi care am cunoscut, prin vestirea Îngerului, întruparea lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucea Lui la slava Învierii, prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Îngerul lui Dumnezeu, care ești păzitorul meu, luminează-mă în această noapte, păzește-mă, povățuiește-mă și ocrmuiește-mă pe mine, care sunt încredințați ție prin mila lui Dumnezeu. Amin. Preasfântă inima lui Iisus, inima neprihănită a Mariei, Sfinte Iosife, fericite Anton Dorcovici, voiam să mulțumesc tuturor acelor persoane care astăzi, în această zi de rugăciune, s-au oferit și au oferit din timpul lor pentru a împlini această dorință a Sfântului Părinte Papa, care a dorit special în acest post mare o zi de rugăciune și mai ales sub ocrotirea Divinei Îndurări. Așadar, mulțumesc tuturor și sper ca Dumnezeu să primească rugăciunile noastre. Lăudați să fie Iisus Hristos! Domnul să fie cu voi! Și cu Duhul tău. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amen. Liturghia s-a sfârșit, să mergem în pace. Fraților încrezători în promisiunile lui Iisus Hristos, ne rugăm pentru răposații Ștefan, George, Francisc, Verona, Rudolf, Fatma, Tina, Ștefan și Iohan, pe care îi pomenim în rugăciunile noastre, pentru ca Dumnezeu să-i primească rândul sfinților și aleșilor săi din cer. Măreț biruitor al morții, Iisuse falnic împărat, Tu Tatălui ceresc mărirea, iar nouă viața ne-ai redat. Tu ai luat a noastră mirire, ba chiar și morții te-ai supus, și ai revins prin ea dușmanul, pe cele ce moarte ne-am adus. Iisuse Dumnezeu puternic,
prin marele mister pascal, îi reînvii pe aceia care pierde iarăși harul baptismal. Mereu cu canelele am primit să vom sta în așteptarea ta, și atunci când vei veni la numărul tău, noi oște românățână pe mine. Primește-ne în a ta lumină, prea dreptule judecător, cu tine să-l vedem pe Tatăl, ca și pe Duhul Sfințitor. Pe slujitorii tăi, Iisusele, care din lume au plecat, rânduire veșnică a lumii tăi, să te slăbească de neșteptat. Strig către tine, Doamne, dintr-o adâncuri strig către tine, Doamne, Doamne, ascultă glasul meu. Pleacă-ți, Doamne, urechea ta, la glasul rugăciunii mele. Dacă te-ai uitat la fără de legi, Doamne, Doamne, ce-ar mai putea să stea în fața ta? La tine însă el este iertare și negele mele divinele. Eu nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu se îngrede în cuvântul său. Mai mult decât așteaptă străjerii, e bine-a păsorilor, să nădăjduiască Israel, evene Domnul. Căci la Domnul este îndurare și belșug de mântuire, și El va mântui pe Israel, de-i toate fără de vecine voi. Căci la Domnul este îndurare și belșug de mântuire, și El va mântui pe Israel, de-i toate fără de slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Precum era la început și acum și în pururea și în vecii de vecinilor. Amin. Strigă către tine, Doamne. Doamne, îndură-te de ei. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Așa de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Dumnezeule, Părinte Atotputernic, Tu ne dai tărie prin mesajul crucii și încredere prin învierea Fiului Tău. Te rugăm ca, prin acest mister, să-i dezlegi pe frații noștri răposați, Ștefan, George, Francisc, Verona, Rudolf, Fatma, Tina, Ștefan și Iohan, de legătura morții și să-i primești în ceata aleșilor Tăi, prin Hristos, Domnul nostru. Odihna cea veșnică, dă-le lor, Doamne! Și lumina cea fără de sfârșit să le strălucească, să se odihnească în pace. Amin. Iisuse, cu spinimele neponat, cu crucea în spate-ne, să ne celerat, pe drum m-a zis trece iar. Povara crucii este grea, sudorii se scurgă pe frunte-a
Christe venile dolor. Oh,